Sunt pastorul Cristian Ionescu de la Biserica Elim din Chicago. În numele bisericii, al meu personal, al familiei mele, dorim să ne exprimăm suportul pentru familia Furdui din Germania, căror șapte copii au fost confiscați de sistemul de protecție al copilului din Germania cu ghilimelele de rigoare. Suntem împotriva oricărei acțiuni extreme a unui sistem secular, a unui guvern care pretinde că vrea binele copiilor noștri mai mult decât noi înșine. Considerăm acțiunile acestei instituții nu numai extreme, detrimentale, dar un asalt împotriva noastră, a tuturor, a familiilor noastre. Chiar dacă, și spun lucrul acesta nu pentru că, atribui aceste fapte familiei furtui, pentru că sunt deplin plin încredințat că familia furdui este o familie normală, ca oricare dintre familiile noastre care încearcă să-și crească copiii în frică și temere de Dumnezeu. Dar chiar și atunci când o familie nu este perfectă, când părinții nu sunt perfecți, Sistemul sau prima prioritate a sistemului este de reabilitare și de redresare a situației dintr-o familie. Nu aceste măsuri extreme de a lua copiii din familie, de a împrăștia în alte familii, de a distruge familia. Există un proces de analiză până la un asemenea verdict și doar atunci când viața copiilor este în pericol se pot lua măsuri extreme. Nu atunci când lucrurile sunt subiective, când modul în care o familie, când în autoritatea lor parentală părinții consideră că trebuie să-și crească copiii, uh, vis-a-vis de eforturile guvernului de a-i îndoctrina uh, în spirit ateist și secular. Considerăm că este oportună mișcarea de suport pentru familia Furdui. Consider că este important ca întreaga comunitate să intervină, așa cum s-a întâmplat și în cazul Bodnariu. Personal sunt în legătură cu echipa de coordonare acestui demers, oferindu-le tot suportul și consider că toate comunitățile române din diaspora și, bineînțeles, România trebuie să stea în spatele familiei Furdui. Consider măsurile sistemului acestuia din Germania, abuzive este o mișcare antifamilie în toate aceste uh, guverne seculare atât în Norvegia, în Germania, în Europa și chiar și în America prin care guvernul intervine în mod drastic nu pentru binele și viitorul copiilor, ci pentru a satisface narativul că guvernul stabilește normele de conduită și valorile în care copiii trebuie crescuți. Ne opunem și intervenim împotriva acestor sisteme, de aceea insistăm ca întreaga comunitate română să fie de partea familiei Furdui, să ne rugăm împreună cu bisericile noastre și să facem toate demersurile necesare pentru reunificarea cât mai curând a acestei familii. Noi știm că uh, acest sistem mizează pe faptul că dacă au rupt copiii din familie, de părinți, de sub autoritatea părinților lor, uh, prin reeducare, în câteva luni, în câțiva ani, uh, pot distruge toate legăturile uh, între copii și părinți, pentru ca la sfârșit să exploateze această criză pe care tocmai au creat-o și să spună că nu mai există nicio afecțiune între copii și părinți. De aceea trebuie intervenit prompt, imediat, pentru ca reunificarea familiei Fordui să aibă loc uh, într-un timp cât mai scurt. Ne rugăm pentru familia Fordui și susținem în tot acest demers.